Salutare, prieteni, bine ați revenit. Prieteni, noi am revenit. Suntem aici la treaba aia, știți voi. La o treabă. Da, cu ursul. Cu mama. Mă, cum avea patroana mâncarea, coșul după ei? Păi avea. Și plimbau și bagajele. Da. Ei, tot cu ei. Da. Cu Miha, cu Davidel. Ne-a sunat pe drum. Pe unde suntem? Eram aproape de Pitești atunci. Ce a zis patroana? Eram aproape de Pitești. Am spus să lăsăm încet, să mergem încet. Pe mine nu m-a sunat. Azi. Nu mai sună acum aia, cred că intrarăm. Da. O să ne sune ea. Nu o să o sună nici așa. Ne sună în fiecare zi, dar îmi trebuie să mă stă și ea cu gândul ce să fac. Stă, mă, aici am pus papucei pe bancă. Da. Cu ce mie, mai bun, mă simt mai bine în mie decât așa. A venit vara, oricum. Da. Da, a venit vara. A venit vara și tăi, eu tot cu geaca pe mine. Lasă că... Poate ieși și ești acum tata, patroana și plecăm la mare, că a venit vara. Doamne. Nu-i așa, Miha? Să mergem cu ampromisele de mult cu șatra, cu bucătarul, cu caravana, da. Să facem cort. Da. Bucătarul, m-am întâlnit aseară cu niște oameni care ne urmăresc pe YouTube și mi-au spus că a luat bucătarul iar o oaie, că a pregătit. Da. N-am văzut. A chemat pe Leonardo. Cum mă, Leonardo e invitatul. Mi-a zis că... A venit Leonardo, va mirosa numai oaie. I-am făcut baie din cauza aia seara. Mirosa copilul numai oaie. Păi, dar vine bucuros de acolo. Cum ați venit? Cu trenul? Cu mașina? Da, a venit cu mașina lui Luci și am ciocnit geamul ei. Cum? A sărit o petricică. Asta e acum. E victimă colaterală geamul. Da. Accident de muncă, n-avem ce facem. Asta e. Să nu ia căpătura mai mult. Nu. No. Rămâne așa stabilă. Trebuie lipit. Păi schimbăm parbrizul. Da. Schimbăm. Sau așa. Uite lumea cum stă liniștită, nu ca noi. Vin cu copiii, stau aici, le fac o poftă de mâncare. David, unde e? Vezi, dacă vineam și cu copiii, mai rău îi cărătam aici. În parc aici. Cred că venim în parcul ăsta mai des decât copiii. Da. Asta da. Bine, ca să iarnă când veneam, nu veneam în parc, era frig. Era frig. Stăteam prin mașină. N-aveam cum. Uite ce desene acolo în spate. Ce desene? Aici e treaba. Mihela a desenat. Eu? Da, da. Tu cu bulibaș, abil. Aici este de acolo. Aici este restaurantul ăla, dar știți ce scump e? Da, a. Chiar e. Aoleu, cât o limonadă și o cafea pe satul. Vezi, dacă n-avem bani să mergem la restaurant, stăm pe bănci. Îți trece setea. Avem și noi bani de drum să mai mergem acasă, să bem o apă. Am două casserole în porbagaj dacă vrei. Am luat ce? Mâncarea, mâncăm ceapă verde. A, păi mâncăm după aia, după ce s-a terminăm treaba. Mergem la porbagaj și mâncăm. 3-4 roșii, un ardei gras, o țâră rânză uscată. Un Andrei gras. Tot așa s-a făcut verde. Ce? E tare, are că era mov? Dacă se schimbă culoarea, a venit la David, dar David? Știi că era mov? Da, uite, ia vino, Davidel! S-a dus să-i gumă de la strihaia. Ia vino, David, du-se, ai luat trotinetă? Am luat-o de la băiețeni. Ia vino să te văd. Vino să vorbim. Uite ce ți-a dus. Mai iau și eu una. Asta e de la strihaia, tu n-ai mâncat gumă de asta. E cea mai bună gumă din strihaia. O, îți place? Asta e de la strihaia. Doctorul să zice cum ai că te-ai cere gumă. Da. Gumă și eu folosesc gumă tot de copii. Mie nu-mi place. E cea mai bună, aia mentrată, nici eu nu suport. Uite, am de aia mentrată, de aia. Nici eu. Unde te duci, Davide? De ce gumă e la strihaia? A dispărut trotineta. Nu, a dispărut trotineta. A furat-o, sună la poliție. Ce e, David? Aia nu e. Aia e albastră. Aia. A luat un copil mai mic. Pe a lui. Eu cer înapoi. Da, nu. Este să iau și un loc aici, Miha. Hai. Stăm aici. Da, prieteni, stăm aici și am... Aici în parc, de luni am venit în parc. Ce să facem? Asta e viața, dar trece unei peste. Mamă, noi mâine mergem la vizită la taică, voi trebuie să plecați, a? Trebuie să plecăm, că avem treaba. Era frumos, mai este. Să mergem să dăm semnătură. Da. Semnătura de 3 ani o semnăm, să face 3 ani. Și nu mai scăpăm de semnături. Lasă că ne ajută Dumnezeu să țin peste astea, că am trecut până altele și mai grele. Am făcut și o filmare și n-am miert pe cartele.
Cum n-ai net? Sunt de la mine. Dar am lipit-o ce am venit pe drum. Stai că ți-o fac eu acum. Nu, să-mi încarc. Da. Să pun și eu o filmare, să mai fac. Și ce se mai întâmplă în șatră? Toată lumea, nu ne-a vizitat nimeni. Așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Sunt cine să mai vină la noi? Dă-i uineți și de-l pune la YouTube acum să încarcă. E lipit, e 31 de minute. Bă, de ce am o spart la telefon? Spatele, spart. Păi și spatele, ai făcut pe apă. Spatele, da, știu. S-a spart de la ăla, de la stabilizator, cred că nu de la copii, că copiii nu l-a spart, că știam. Așa m-am gândit și eu. L-a strâns. Nu bătea Leonardo cu el în mașină, nu? Copilul meu da, oricum ne-ai văzut Leonardo, nu face de astea. Că copilul meu a dormit cu mine aseară. Da. Și ale la mamă sa. Ce-a i-am zis? Făcut băiță, am tăiat o pereche de pantaloni. I-am făcut pantaloni scurți. I-am băgat acolo bani pentru grădiniță. Și s-a bucurat Aline de 10 lei. Și azi dimineață la 5 s-a trezit. Și am mai dat 5 lei. La 5? Da. Deci unde te duci, babă? Unde te îmbraci? Eu am văzut că pleacă. Să bea suc. Nu vrea și el. Plecăm că avem treabă. Și după aia vii pe zi acasă. Da, venim înapoi. Da, vreau să merg și eu. Dar de ce nu l-a luat? Era frumos, l-a chemat tata să-l vadă. De ce nu l-a luat? Stătea cu mine Leonardo, cum mă vede. Și am zis, da, grădinița cu cine rămâne? Numai că îi place grădinița, când aude de grădiniță, e foarte înțelegător. Îi place că vorbește. Leonardo a vorbit cu Leo și a zis să vină la vizite, era stabilit. Dar noi dacă veneam cu copiii acum, cu Leonardo, să stăm până mâine, nu puteam să stăm până mâine pentru că trebuie să mergem acasă. Trebuie să ajungă ursul, și trebuia să luăm și camere la hotel. Da. Nu? Și era greu pentru el să dacă vină. Dacă lăsam pe Lumina cu voi, unde dormea copilul să vină Lumina? Îl lăsa doar pe Leonardo. Ha? Doar pe Leonardo. Și te înțelegeai cu el? Să stea cu mine. Îl ducea la Popești, devasta toată casa, Mihai. Și cine l-a ducea acasă după aia? Când a fost, îl puneam la tren singur. Singur? Da. Hai, mă lăsa. Când a fost la noi la Timișoara, a stat numai cu mine și atât de frumos mă întâlneam cu el ca unul mare. Trebuia să-l iau și să vină ursul singur cu mașina. Nu merge, Aline, și eu să rămân cu copilul aici. Da. Dar nici cu mine nu se înțelegea. Deci mi-a net. Închide-l, aprinde. Am închis. De ignorați. De pe ăla. Știu, știu. Ca să bași parola. Că toate telefoanele au același nume. Ce cu minte, Aline, să spală, să-i dau suc. Și doarme înapoi. E mai cu minte ca Alex. Aude Alex acum. Deci este mai cu minte ca Alex. Dar și ce conduce bicicleta? Am văzut. Mamă, ce viteză. Dă ture. Are și el bicicleta lui Albina. A luat-o de la Albina. Da. Merge cu ea, n-ai treabă. Da. Face sport. Nebunelul. E cu minte, dar ieri dimineața mi-a spus că eram noi pe acolo ce făceam noi. Și el zice, eu vreau să mă duc la bucătarul meu. Că acolo mă înțeleg bine, la bucătarul meu. Da. După aia sună bucătarul ăsta. S-a obișnuit acolo cu el, că ia în sate. Da, umblă cu ei în mașină, mănâncă, ia bucătarul nu, tot ce vrea. Nu, tot nu merge. Nu e tubura mine, dar nu înțeleg, deci nu știu de nu merge. Nu merge și nu merge. Și eu nu pot să încarc. Nu pot să dăm de la mine. Vezi, Aline, că eu n-am putut să-mi iau cartiera, să încarc telefonul? Da. Doar acasă, când sunt, încarc de la netul casei care e. Da, eu nu am mai încărcat telefonul. Bine că e și ăla și nici ăla nu-i cum trebuie, că nu prinde bine la noi în camere. Lasă că prinde, încarcă imediat. Păi eu dacă pun să încarc, imediat îmi încarc. Uite ce am fost, zici că am fost la mare. Dar trebuia să am pe cartelă și eu câțiva dolari ca să am net. Cu câțiva dolari? 6 euro opțiune de aia? 6, cu 6 e opțiunea de aia. Da, nelimitată, că asta e net peste tot. Da, asta e. Luăm data viitoare. Și am credit, am pe telefonul al mic că trebuie să și vorbesc pe asta. Trebuie să încarc asta. Da. Dar l-am zis, lasă, că încarc acasă, nu încarc. De Olga, ce mai știi? Absolut nimic. A avut nuntă, n-ai văzut? Am eu informații. Nu știu, în Germania. S-a măritat? M-a sunat ieri. A fost la o nuntă, a făcut poze cu mireasa. Ne-a avut diamant îmbrăcat dacă în alb, cu pălărie. Poze, înseamnă că cea mai fericită. Da. Poze, filmări, am văzut că postează în fiecare zi. Postează. Data cu tare. Data, da, că nu știe să pună data, titlu. Că nu știe să pune titlu. Data. E bine că se da, aia dacă punea titlu ca lumea, dai seama. Da. Ai văzut că am făcut o filmare ieri după masă, așa, mai târziu, eram cam supărat, am venit să plâng. Nu știu ce a fost, dar cred că azi am luat-o mai bine de luni. Nu mai sunt așa. Nu știu ce aveam, și de la oboseală, pentru că mult stres. Ia vezi cât ziceați. Să strâng toate stresul, oboseala, mai faci pachete, mai trimis, mai faci mai aia, nu e așa ușor.
E greu oricum. Da. Situația în care suntem, dar ce să facem acum? Aseară n-am putut să dorm. Închideam ochii, mă trezeam, mă uitam pe telefon la ceas. Păi când știi că trebuie să ai o, că ai o grijă să mergi undeva, nu te odihnești niciodată. N-am trezit, s-a spălat copilul, că am sunat-o pe lumina, că vină la Leonardo. Uite, David, l-a ajutat pe copilul ăla să ridice, vezi ce frumos? Dar și-a plecat de frumos, înțelegătură. Pe picioarele lui a plecat dincolo la lumina copilul. Leonardo? Da. Foarte cu mintea pe Leonardo al meu. Noi suntem nebuni cu problemele noastre, dar copilul e deșept. Păi de multe ori ne stresăm noi că suntem stresați și ne certăm și cu ei. Să transformă nebunia asta noastră. Să vezi la linie, să filmezi când o fi să mănânci cu ăla porbagaj. Păi atunci, păi da. După ce ieșim. Faciți acolo. Da. Că nu e foame. Un sică rânză, spusei cuțit, o farfurie, o țărăsare. A dus-o-i și eu ce-a avut să-i și eu acasă. Am mai căutat cârna să mai frin, n-am mai găsit prin ladă pe acolo. Am învârtit toate cârnările, nu știu unde s-a ascuns cârnața aia. E greu și dimineața... Au dispărut. Și pregătesc. După aia nu mai m-am dus în beș noaptea să mai scot ele din untură să mai mănânci. Au dus ei niște carne și rânză. Ce să fac? N-am avut nimic de pui, n-am mai luat pui, n-am mai luat nimic. Sunt pui frumoși de țară, de alea. Să faci pe grătar. Cine mai? Am făcut vreun grătar pentru noi vreodată. Era tare să filmezi la țară, la Mihaela, să zicem niște aia. Ne-am fost la țară. La soare, la lac, la pește. Da, dormeam acolo. Să mergem. Hai să mergem, nu avem bani. Și când? Că n-avem, dacă trebuie să plecați. Păi da, să plecăm, dar e și ursul cu mașina, că dacă era cu trenul, era altceva. Da. Așa am stres. Da, dar când aveți timp și vă mai eliberați, să mergem 2-3 zile. Tu și cum e acolo? Să scăpăm de problemă. Las că vedem. Nu mai ai stres, te desprinde de orice. Da, prieteni, noi acum o să avem niște treabă. Nu, și nu. Nu, nu, trupe unde cu băuzul ăsta, că uite ce te păgălă. Ne-aduc aminte cu stăteam. Te poți să te iei pe topogan, dar să ai grijă să nu vă împinge. Și mai era și Olga cu ei pe aici, prin parc, știi, Alin? Da. Că ce era? Ce? Cu coșul, Doamne. Era nebunie. Nu lăsau bagajul acolo unde dormeau. Da. L-aduceau după ei. Da. Asta e. Prieteni, o să revenim mai târziu cu detalii cu ce facem pe aici, ce s-a întâmplat și... Abia aștept să ajungem la porbaga să mâncăm, că mi-e foame rău. Hai, vă pupăm. Vă mulțumim pentru tot. Ce? Trei roșii de la strihaia. Hai. Nu mai multe.